Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru miercuri. Prima parte a zilei de miercuri e foarte interesantă. O să avem impresia cu toții că trăim un vis, că totul e un bas, că totul e frumos, da trecutul bate la ușă. Poate să fie și un moment magic pentru toată lumea. Se pot întâmpla mici mari minuni, da, care țin de sufletul nostru în special prima parte a zilei de, de miercuri este foarte mult uh, concentrată, să zic așa, pe partea asta de minuni, de spiritualitate, de credință, de meditație. Uite, dacă vrei să ți se îndeplinească ceva, dacă știu eu, uh, ești într-o perioadă ciudată. Uite, acum e un moment, da, în care e bine să, nu știu, să te rogi, să meditezi, să faci tot felul de lucruri de genul acesta, dar benefice, atenție, nu rele, da, de bine. Te rogi, uh, Ascult ceva, dar deci foarte, foarte multă concentrare pe treaba asta. În a doua parte a zilei ne apucă dragostea pe toți. În a doua parte a zilei vom fi dornici să socializăm, să intrăm în contact cu oameni, vom fi dornici să. Um, știu eu, să iubim, atenția e pe copii, e pe distracție, pe plăcere, pe toată zona aceasta, doar că în a doua parte a zilei apar și niște mici mari tensiuni acolo. Fie în relația cu prietenii, fie discutăm de viitor unei relații, fie, știu eu, poate să fie un moment și pasional, da, dar în același timp și cu tensiune. Că eu astfel de perioadă, asta este. Avem aici lumea, da, Lumea care reprezintă o eliberare reprezintă o karmă pozitivă. Este o zi în care simțim așa că ne eliberăm, doar că în același timp e posibil să rămânem tare surprinși de niște hotărâri care se iau. În ziua de miercuri se pot lua niște decizii destul de importante, dar care să surprindă, da? E ca și cum se închide o etapă și începe alta că discutăm de dragoste, că discutăm de bani, nu contează, este vorba despre o resetare care are loc în viața fiecăruia dintre noi. Deci tot îmi vine să zic luni, nu știu de ce, nu știu de ce, Poate e ceva ce s-a întâmplat luni, ceva ce ai visat luni, poate e vorba de un nou început, e ca o resetare din punctul meu de vedere, poate a unei relații, poate a unei colaborări, a unei prietenii, deci lucruri frumoase care se întâmplă, dragi mei, în ziua de miercuri. Bineînțeles că bărbații, în mod special, vor avea foarte mult curaj în ziua de miercuri și vor zice lucrurilor pe nume da? vor reacționa destul de intens, destul de profund, aș zice eu. Da? Bun, uh... Cam atât în mare parte. Vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, să vedem despre ce este vorba. Așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și, de asemenea, te invit cu drag și la previziunile pentru săptămâna asta, că joi avem la grad exact conjuncția între Venus și Marte, deja se simte, dar atunci e la grad exact și e o resetare, așa, pentru cupluri. Um, și pentru cei singuri, de ce nu? da? Uh, pe de altă parte te invit pentru că, uite, Mercur schimbă zodia vineri, avem și lună plină în fecioară, o lună plină foarte intensă, foarte profundă și uh, te invit cu drag acolo să vezi, plus că sunt dragobetele, da, e sărbătoare iubirii la noi, la români și se poate întâmpla orice, da, se poate întâmpla orice. Dacă ești curios, te invit și la previziunile pentru martie. Au apărut toate, deci te invit cu drag să le vezi dacă ești curios, să vezi ce se întâmplă, că și luna martie vine așa cu mici mari resetări pentru toată lumea și vine cu un test foarte mare în dragoste pentru toate zodiile, un test pe bani, un test al relațiilor care poate să dea orice. Da? Poate să închege o relație să fie pe un termen lung și foarte lung sau poate să o rupă dacă lucrurile nu sunt bune acolo. Deci depinde de, de fiecare. Bun, cam atât. Hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte. Da? O să încerc să negociez cumva cu pisica, să ne lase în pace și te invit cu drag să vezi zodia sau zodiile de care ești interesat. A, ah, și îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare, mare drag acolo. Zodia Berbec. Dragi Berbeci, pentru voi de dimineață sau în prima parte a zilei trăiți așa ca un basm. Da? Vă duceți aminte de ce s-a întâmplat în trecut, poate depănați acolo niște amintiri împreună cu niște prieteni sau împreună cu niște colegi de la muncă. V-ar sfătui totuși în prima parte a zilei de miercuri să vă mai odihniți, da? să stați mai mult, să vă mai relaxați. Dacă puteți, dacă nu, măcar nu, nu insistați da? pe anumite lucruri. Zic eu că berbecul reușește în prima parte a zilei de miercuri să finalizeze ceva important, da, a fi o veste, se rezolvă o situație, iar în a doua parte a zilei de miercuri, atenția e pe iubire pe copii pe distracție și acolo pot apărea niște ciocniri, da, fie legate de. Anturajul copilului, fie e ceva legat de niște prieteni, Ați bărbești, poate vă apucă dragostea că v-am zis e posibil, da, e posibil și asta nu neapărat să fie o persoană nouă că nu știu deodată vedeți pe cineva cu alți ochi și. Acum ce să facem, e de bine, da, luați și vă relaxați um, Poate să fie și o seară de miercuri pasională pentru bărbec, dar și o seară de miercuri în care mai apar acolo tensiuni căzi de bine căzi de rău asta n fi, să zic depinde de fiecare. Da depinde de fiecare atenție puțin pe partea asta de speculații financiare și de plăți online asta ce aș recomanda, nu că nu-i bine, dar uh, fi puțin atent, da vă mai zic eu acolo cu Pluto, că el e și un mic mare mafiot, da? Pe lângă altele și după cum vedeți, zona asta de online da, începe să devină puțin periculoasă din anumite puncte de vedere dacă nu suntem atenți. Cam așa și tu. Hai să vedem, dragi berbeci, ce zice tarotul. Uh, uh, ok, cavalerul de spade, E aici se rupe un compromis, se finalizează ceva pentru berbec, poate să fie și un moment în care începi să-ți urmărești propriul interes, împarți un teritoriu cu cineva, ai niște discuții surprinzătoare, dar unii berbeci posibil să rămâneți surprinși de un inamic sau de o persoană care, știu eu, e mai vicleană, e cineva care e mai rece, are niște strategii, are niște planuri, omul ăsta foarte bine puse la punct, poate tu ai niște planuri și o să te trezești cu surprize. Apoi avem regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Poate să fie și o zi de miercuri în care banii sunt importanți, partea asta materială a lucrurilor devine importantă. Patru de spade e un moment de liniște, de odihnă, e un moment în care ești foarte mult pus pe gânduri de reacția unei regine, de reacția unei persoane din jurul tău. Da? Tu ești aici foarte entuziasmat, foarte sigur pe tine, Uh, unii bărbați puteți să luați o hotărâre importantă în preajma zilei de miercuri privind o poveste de iubire. Stau o relație importantă. Zodia Taur. Uh, dragi Tauri, pentru voi, cum să vă zic, uh, Prima parte a zilei de miercuri e interesantă. Primiți acolo niște mesaje pe internet, niște apeluri telefonice, aveți niște discuții din astea interesante. Uh, unii tauri, cine știe, poate chiar aveți o ședință importantă miercuri dimineața, aveți o întâlnire, primiți un e-mail. E ceva absolut fantastic și nu vă vine să credeți, pur și simplu. Pe de altă parte, în a doua parte a zilei de miercuri, atenția taurului e pe casă, pe familie, pe trecut și acolo fie pot apărea niște ciocniri în relația cu partenerul de viață sau în relația cu șeful. Vezi că acolo dacă ceva nu e în regulă, trebuie să ți iei valiza și să ușor ușor să dispară de acolo. Da? Că asta e viața. Pe de altă parte, unii taurii, nu știu, puteți să aveți în relația de cuplu un moment din ăsta ciudat, da? să ziceți gata, ne căsătorim sau gata, ne, ne despărțim. Alții pur și simplu aveți niște mici mari tensiuni acolo care apar undeva uh, miercuri seara, dar nu sunt lucruri neapărat negative. Da? E care pe care, cine deține controlul în situații, cam așa. Da, poate și cu pasiune așa în final, că U, uh, turnul 5 de spade. 8 de monede. O surpriză mare pentru tauri legat de muncă, mai ales și care sunteți pe compropriu. Poate să fie și o zi de miercuri foarte interesantă în care taurul are curajul să schimbe ceva, are curajul să iasă dintr-o situație ciudată, poate e vorba de un compromis în care ai fost sau poate este vorba despre o nedreptate pe care cineva a tot făcut-o de-a lungul timpului. Ultima carte pentru tine, Regina de Monede. Deci, până la urmă, ești bine din povestă pentru că este cartea ta. Taurul se concentrează mult pe bani în ziua de miercuri, dar văd că în final tu reușești să-ți păstrezi această stabilitate, acel echilibru, poate din punct de vedere material. Da? Ca și cum Taurul termină o perioadă ciudată, o perioadă de stres, o perioadă în care nu te simțeai bine. Zodia Gemeni. Uh, dragi gemeni, pentru voi uh, prima parte a zilei, știți cum? Vă simțiți foarte apreciați, sunteți în al nouălea cer, sunteți în lumea voastră, sunteți undeva într-un loc sfânt, într-un loc superb, deci nimeni nu-i ca uh, tine da? în ziua de, de, miercuri, mai ales în prima parte a zilei, că pot veni vești bune din partea unui șef, din partea unei instituții, poate e un proiect important, poate este o persoană importantă, dar... În a doua parte a zilei de miercuri, gemenii încep să comunice mult, faceți multe drumuri, intrați în contact cu mulți oameni, discutați foarte intens anumite aspecte și uh, unii gemeni sunteți prinși pe studii, da, uh, însă, însă, în a doua parte a zilei de miercuri, eu v-aș sfătui să evitați pe cât posibil tensiunile, uh, care țin de drumuri, discuții în contradictoriu, principii de viață diferite. Nu știu, acum unii gemeni, vă dați seama, da? că până acum credeai că, nu știu, credeai ceva și acum, uite, ți-ai schimbat gândurile. Alți gemeni rămâneți foarte surprinși de reacția unei persoane din jurul vostru. Deci nici măcar nu vă vine să credeți, da? ce reacție are omul ăla sau ce mesaj primiți sau ce se întâmplă în jurul vostru. Uh, gemenii oricum trec într-o perioadă așa în care libertatea e sfântă și acum na, e cam complicat, vă mai zic că e cu săptămâna oarbă pentru noi, că și eu am ascendem pe geme, Dar acum na, dacă vă doriți bine, dacă nu, la fel de bine, luați atitudine. Da? Acum a putut acolo învățător zice libertate, zice că uh, vrem să experimentăm altceva, vedem altfel viața și E, e, complicată povestea, da? mai ales gemenii care sunt prin relații care nu funcționează. Da? Cam e posibil să aveți niște discuții ciudate. Parcă e cineva care te, te scoate așa din minți. Uh, ia uite, șase de spade împărăta sa, faci un drum, te întâlnești cu o persoană dragăție, o legătură cu zodia taur, zodia balanță, uh, gemenii reușesc să pună în mișcare un proiect, începi un proiect nou, primești o veste bună, Poate este o veste legată de bani, poate e ceva legat de o muncă pe cont propriu. Apoi, luna, multe iluzii, da, multe iluzii, ceva ce se întâmplă aici la o vreme de seară. Gemenii sunt foarte, cum să zic eu, sunteți și instabili da, în ziua de miercuri. Adică nu prea știți ce să alegeți, nu prea știți ce să faceți. Starea de spirit se poate schimba. Unii gemeni ca și cum ziceți, băi, parcă nu vine să cred ce se întâmplă, e, e ciudat, Ultima carte, nebunul, U, uh, trei arcane majore, e mult, e mult, deci în ziua de miercuri, gemenii află niște vești care sunt destul de surprinzătoare, pot să cunoști o nouă persoană, o nouă femeie, poate unii gemeni pur și simplu deodată pierdeți controlul asupra lucrurilor, că și Uranus e pe unde e și place așa să ne facă să mai pierdem controlul, pierdeți controlul, da? Și aici e de bine, zic eu, un drum nou, uite, o bucurie foarte mare. Pur și simplu, tu în ziua de miercuri, părerea mea, e că e bine să nu încerci să controlezi nimic, că oricum nu, nu prea se poate. E o veste care te surprinde tare mult legată de zona internetului, legată de o declarație, un mesaj, un apel telefonic, ceva acolo se petrece. Zodia Rac. Dragi raci, în prima parte a zilei de miercuri aveți extraordinar de multă intuiție, sunteți foarte bine susținuți, apar niște vești foarte bune din zona străinătății, din zona studiilor superioare. Racul are o credință foarte mare, are o intuiție extraordinar de dezvoltată în prima parte a zilei de luni, iar de luni de miercuri, deci nu știu de ce to zic luni, n-am că eu filmez marți acum pentru miercuri, în fine, în a doua parte a zilei de miercuri. Atenția racului e pe bani, pe valoare personală, pe cadouri, pe toată zona aceasta. Și aici pot apărea niște mici mari tensiuni acolo legate de bani, legate de relația cu partenerul. Poate să fie și un moment pasional, dar unii raci, nu știu, în a doua parte a zilei de miercuri, eu v-aș sfătui să nu beți foarte multă cafea, în primul rând, da? Asta e e sfânt, da și atenție puțin cu dulciurile, nu exagerați, da, nu exagerați, uh, racul, oricum trece printr-o perioadă de schimbări destul de mari, dacă e să discutăm de uh, viața ta la modul general vorbind. Dar în general racul e, e bine susținut, ești apreciat, te simți bine, e o zi așa liniștită, dar e o zi cu surprize și pentru tine, bineînțeles, nimeni nu scapă de chestia asta. Nul moartea. Ok. Mar surpriză pentru rac. Ceva se rupe brusc aici. Știu, unii raci de dimineață așa, pac, va venit o idee și vă apucați de treabă. E, e legat de o revedere, e legat de o relație. Unii poate aflați de o relație că se rupe brusc, o colaborare. Sau că se transformă. Regele de băte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Văd aici o persoană care știe bine să negocieze, știe bine să-și urmărească propriul interes și este o persoană foarte pasională. Patru de monede, deci unii raci ca și cum aveți legătură cu o persoană foarte încăpățânată, e cineva care știe una și bună și pe acolo se duce. Nici în stânga, nici în dreapta, merge unde, unde consideră. Eu văd aici tot, totuși o bucurie mare pentru RAC, doar că na, e cineva căruia este cam teamă de schimbarea asta, de ruperea asta bruscă. E un bărbat aici foarte hotărât care o să te surprindă prin ceea ce zice sau prin ceea ce face. Zodia Leu. Dragi lei, în prima parte a zilei de uh, miercuri, cum să zic eu, Trecutul bate serios la ușă pentru voi, bate foarte serios la ușă. Acolo, nu știu, aveți un moment magic, visați ceva, se întâmplă o mică mare minune. Unii trebuie să fiți puțin atenți pe cheltuieli în prima parte a zilei de miercuri. Unii ziceți gata, fac schimbarea, e un moment de revelație pentru leu în prima parte a zilei de miercuri. Poate să fie și asta. Totodată așa zici gata, asta e soluția, pe acolo trebuie să merg, E un moment cu niște emoții foarte profunde, dar nu negative, da? E ca și cum trebuie să te întâlnești cu cineva, discuți cu cineva. Unii le ziceți, gata, acum fac declarații, acum comunică, acum zic lucrurilor pe nume. În a doua parte a zilei de miercuri, deja îți recapeți energia și asta e de bine. Însă, undeva miercuri spre seară, fie e un moment acolo pasional, intens, într-o colaborare, într-o relație, în relația cu un client, pentru alții lei poate fi și o tensiune, dar și o atracție foarte mare, deci ceva acolo se petrece în a doua parte a zilei de miercuri pentru leu și e de bine, zic eu, doar că n e. Marea probabilitate și ca o relație să treacă prin niște schimbări. Sau relațiile tale. Ca și cum îți faci planuri. Atenție în prima parte a zilei de miercuri pe partea aceasta de sănătate, în sensul că nu ai foarte multă energie fizică da? și atunci nu trebuie să exagerezi. În schimb, partea asta spirituală e activă la plus infinit pentru leu, deci mai mult pe partea spirituală în prima parte a zilei, în a doua parte eu ți-aș recomanda mai mult pe planul fizic. da. Leul are de luat o hotărâre spre finalul zilei de miercuri, poate legat și de viața privată. Da. Uh, regele de cupe, cavalerul de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Leul este foarte sensibil în ziua de miercuri, poate face aici o invitație cu Iva, o declarație de dragoste, ții tu acolo niște emoții în secret și poate astăzi vrei să le, uh, să le spui. Chiavolul legătură cu un capricorn dragile, mare atracție aici, mare, mare atracție. Acum este și o perioadă în care e adevărat, dragostea plutește în aer pentru voi. E o atracție acolo, fantastică, păi nimeni și nimic nu vă stă în cale, cum s-ar zice. Ultima carte, marele preote aici, nu știu, poate să fie o legătură pe care o ai cu o persoană, poate în zodie, Poate în zodia taur sau. Poate să fie vorba despre o persoană pe care o respecti. Este o persoană cu niște principii de viață foarte bine stabilite. E cineva care. e ca și cum vrea ceva stabil, serios. Nu știu, e ca și cum tu te simți atras de cineva, te duci către omul ăla, dar să zic așa că n-ai momentan gânduri stensori, te măriți. Dar omul ăsta zice, da, dar eu vreau ceva stabil, eu vreau ceva serios. Nu, așa să pierdem timpul. Uh, adică. Chimia trebuie să și existe într-o relație. De, asta v-am zis. Alți lei vă îndrăgostiți, nu știu ce faceți. Sau aveți un moment pasional cu partenerul. Unii parcă urmăriți pe cineva așa după colț, stați, așteptați, sunteți la pândă și când colo, pac, direct acționați. Foarte interesant. Zodia Fecioară. Dragi Fecioară, în prima parte a zilei de miercuri, voi primi niște vești extraordinar de interesante, privind niște acte, privind un proiect, privind o colaborare, privind viitorul vostru, privind ceva magic acolo care se petrece. În schimb, în a doua parte a zilei de miercuri, fecioara-și cam pierde din energie și atunci îți crește foarte mult energia asta spirituală, crește dorința de a sta izolat, de a sta liniștit, relaxat și atunci. E nevoie să mai dai un pas în spate. Uh, undeva, miercuri seara, pot apărea niște noutăți la muncă, poate un mesaj, un apel telefonic, niște acte, ceva care se schimbă pe acolo. Și, bineînțeles, că uh, Fecioara trebuie să fie atentă miercuri seara pe sănătate și pe muncă, pe relația cu rudele, iar și acolo trebuie oarecare atenție. De asta zic eu că în a doua parte a zilei de miercuri eu ți-aș recomanda o liniște, să stai așa puțin tu cu tine și anumite lucruri poate trebuie să le ții pentru tine miercuri seara, da? ca să eviți eventualele tensiuni. Părerea mea. Unii rămâneți foarte surprinși de ceea ce aflați, de ceea ce se întâmplă. Opa! multe cărți, nu vă favorizez, dar n-am ce să fac. Dacă au ieșit, e clar că sunt importante mesajele pentru voi. Doi de monede. Aici încerci să negociezi cu cineva, faci niște cumpărături, ești prins pe niște bani. Șapte de monede, asul de bâte. Deci, în legătură cu așteptare, aici apare o veste bună. Cineva începe să acționeze într-un mod diferit. Poate ai lăsat pe cineva în așteptare sau ai stat, ai așteptat ceva anume. Și avem optul de spade, regele de monede și valetul de băte. Aici a avut un oarecare blocaj, dar vezi că blocajul ăsta poate ține și de o obsesie a cuiva. E ceva legat de bani sau e ceva legat de tradiție. Deci, Cumva fecioara trebuie să se deschidă în ziua de miercuri în fața unor noi idei, în fața unor noi reguli, în fața unor noi situații și valetul ăsta de bâte, uite, e avansarea de la asul de bâte, deci lucrurile avansează foarte rapid o legătură cu o persoană puțin încăpățânată sau o legătură cu o persoană care e foarte concentrată așa pe planul material. Iar în final, valetul ăsta de bâte vine cu vești bune, vine cu eliberare, vine cu un nou început. Vine cu un nou mod de a acționa, cu speranță, deci ceva, fecioara rezolvă. Te împaci cu cineva, găsești un echilibru. Poți să te revezi cu un prieten, cu o persoană mai tânără. Zodia Balanță. Ah, dragi Balanță, în prima parte a zilei de miercuri aveți foarte mult de muncă, sunt foarte multe lucruri de făcut acolo. Poate știu eu, nu aveți un program așa foarte bine pus la punct și trebuie să vă împărțiți prin mai multe direcții. Poate să fie și o primă parte a zilei de miercuri în care vă simțiți, apreciați, vă simțiți bine, poate vă faceți niște planuri acolo, niște iluzii, dar în a doua parte a zilei de miercuri Balanța vrea să socializeze, vrea să intre în contact cu mulți oameni, vrea să cunoască oameni noi, stă foarte mult pe zona de online și Undeva miercuri pe seară pot apărea niște mici mari tensiuni fie în relația cu persoana iubită, fie apare o atracție acolo mare pentru balanță. Vedeți că poate să fie ceva legat de zona de online. Da? Fie de acolo apare conflictul, fie acolo are loc atracția sau într-un cerc de prieteni. Da? Poate e o persoană pe care deja o știi de mult timp și acum, nu știu, vezi o poză, te întâlnești pe stradă, se întâmplă ceva și te apucă dragostea deodată. Da? Nu uităm, conjuncția dintre Venus, guvernatoarea ta și Marte, da, se produce acuș, joi dimineață, dar oricum se simt. De asta zic eu, balanța na, e foarte surprinsă în a doua parte a zilei de miercuri. Bineînțeles că pot apărea și mici mari acolo, da? e și cu atracție, e și cu uh, lucruri ciudate, e și cu tensiuni. Poate e vorba de un copil, poate e vorba de plăcerile tale, că nu mai corespund cu plăcerile prietenilor și aici na, Trebuie să vezi cum faci. 9 ah, de bătă, 9 de cupe. Ți-e teamă aici să-ți atingi fericirea. Balanța se simte obosită, dar împlinită, mulțumită. Sau-ți-e teamă să atingi fericirea asta. Uite, și stai și spionezi pe cineva, afli lucruri, te interesezi, vrei să rezolvi tot felul de chestiuni. Ia uite, e ceva ce te stresează, e ceva legat de o de spate. Pentru bărbați e o femeie aici dură, e o femeie care nu prea iartă, e o persoană ciudată. Unii poate să te stresați în legătură cu niște acte sau în legătură cu o instituție, dar se rezolvă, dragi balanți. Regele de monede, uite, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Dar eu văd clar că tu ajungi la o stabilitate. Se rezolve ceva, ai ceva sigur, se clarifică o poveste, ai un prieten care ți este alături sau e cineva pe care tu te poți baza. Ultima carte care a căzut, normal, pentru balanță. Ia să vedem, e importantă. Valetul de bâte. Da, așa cum am zis, o nouă pasiune pentru balanță, un nou mod de a acționa, niște vești bune care apar în această zi. Și e cu pasiune, cu îndrăgostiții, trebuie să iei o decizie aici între minte și inimă, da? Doar că vezi tu, e o perioadă în care o să te surprinzi și pe tine în modul de a uh, acționa. Zodia Scorpion Prima parte a zilei de miercuri e foarte bună pentru Scorpion pe relaxare, pe iubire, pe meditație, pe rugăciune, pe relația cu un copil, pe partea asta de studii, de acte, de străinătate. Deci e un moment magic pentru tine, pur și simplu. În schimb, în a doua parte a zilei de miercuri, atenția e pe uh, relația cu șefii, e pe ideea că mă rog, de a te impune. Oricum, e și în evidență, indiferent ce se întâmplă, stai liniștit. Scorpionul cumva vrea libertate, vrea să fie iubit, vrea să fie apreciat da? în a doua parte a zilei de miercuri. Intri în contact cu persoane importante, șefi, persoane cu autoritate, partenerul de viață și aici a, vă că apar niște mici mari tensiuni. Poate pentru unii scorpioni e un moment așa în care vă puneți serios un semn de întrebare dacă să mai continuați ceva sau nu, dacă se merită sau nu. Alții pur și simplu sunteți prinși atât pe casă, pe familie, cât și pe viața profesională. Cu siguranță, în prima parte a zilei de miercuri, faceți meditații, zâmbiți, faceți tot felul de lucruri importante, da, în prima parte a zilei de miercuri. Vă faceți planul, visați, meditați, da, și seara vă apucați și de treabă. Și pentru Scorpion e o perioadă în care apar schimbări destul de mari în plan personal, dar eu cred că sunt chestii pe care tu le inițiezi, nu-i vorba de ceilalți. Părerea mea. U, uh, justiția. 8 de bâte. O legătură cu zodia balanță, dar niște vești bune care apar aici legate de niște acte, de un contract, poate este vorba despre o hotărâre foarte rapidă care se ia undeva anume. Da? Pentru unii are legătură cu niște regrete, cineva care s-a distrat, cineva care a tratat totul superficial, 8 de cupe, uite, abandonezi ceva, lași ceva în urma ta, da? E ca și cum scorpionul zice, gata, punct și de la capăt, așa, deodată. Și noi ceilalți rămânem așa, surprinși, pe bune, când? Dar nu ne-am imaginat. Ultima carte pentru scorpion, 8 de monede. Deci, scorpionul alege să facă lucruri pe cont propriu. Scorpionul, în ziua de miercuri, alege să lucreze pe cont propriu și să se bazeze pe pe forțele proprii și asta e un lucru absolut fantastic din punctul meu de vedere o victorie aici, da? O victorie, dar pe de altă parte unii e ca și cum ziceți, băi, gata, mai trădat sau eu am încercat, am făcut, nu m-am simțit apreciat, nu m-am simțit bine și acum mergeți în altă direcție. Zodia Săgetător. Prima parte a zilei de miercuri, pentru săgetători, e bună să facă pace cu trecutul, să vindece ceva. Poate ai de rezolvat niște lucruri importante privind casa, familia, privind o moștenire, privind o sumă de bani. Pot fi chestiuni legate de planul ăsta spiritual, care bineînțeles că se activează mult pentru tine, dar totuși, din punctul meu de vedere, în prima parte a zilei, poate ar fi bine să te odihnești mai mult. În a doua parte a zilei de miercuri, domnul săgetător sau doamna domnișoara deja e în lumea sa. Deja atenția e pe călătorii, pe studii, te simți liber, vrei să explorezi, ești acolo în lumea ta, doar că vezi tu pot apărea acolo mici mari tensiuni seara în relația cu rudele, în relația cu persoanele apropiate, unii săgetători puteți să aflați un adevăr, da? E ca și cum E ceva ce vă surprindă tare, nici nu vă trece prin minte, nici n-ați gândit, nici n-ați intuit, acum aflați ceva care vă surprinde. Pot fi niște drumuri care, știu eu, sunt făcute, drumuri importante, drumuri uh, care vă pot uh, ajuta. Hai să vedem, dragi săgetători, ce faceți. U! Uh. Ce faceți? De cupe. Primești o invitație și o refuzi. Sau? Este vorba despre o persoană aici care e indecisă, e. Nu știu, are niște iluzii, își face tot felul de iluzii, tot felul de gânduri din astea ciudate. Și aici are legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Marea preoteasă, multe secrete, multe secrete care sunt aici, poate este o întâlnire, poate cunoște o persoană spirituală, cunoște o persoană diferită astăzi, dar pentru unii săgetători eu aș merge pe ideea că e posibil să aflați niște informații care să vă surprindă. Apoi avem împăratul, o legătură cu Zodia Berbec, deci poate e vorba de șeful tău, partenerul de viață, o persoană cu autoritate asupra ta, E o hotărâre aici pe care cineva o ia și care, nu știu, te surprinde destul de mult. Zodia Capricorn. Pentru tine, prima parte a zilei de miercuri e foarte bună pe relațiile cu ceilalți, pe relația cu prietenii, relația cu clienții, relația cu partenerul de viață. Acolo capricornul, în primul rând, are foarte multă intuiție și mai mult decât atât reușești să rezolvi tot felul de lucruri. Că îți vin mulți oameni, că se vorbește mult, că e o zi cu emoții profunde. În a doua parte a zilei de miercuri, deja capricornul e pus pe pasiune, pe trăit intens, poate ești concentrat pe bani, poate știu eu se deschide o perioadă în care poți să fii ceva mai provocat și uite tensiunile astea pot veni chiar pe bani, pot veni chiar pe aprecierea pe care o primești din partea celorlalți sau pot fi niște discuții acolo puțin în contradictoriu privind valorile pe care le aveți. Da? tu ai anumite valori, ăla are alte valori, dar asta nu înseamnă să vă certați. Da? Atenție puțin pe, și, și pe partea asta de alimentație, în sensul că și voi poate e bine să nu beți multă cafea, da? sau atenție pe ce mâncați, da? nu te faci pe seară. Deci, este o perioadă în care dragostea o ia razna pentru toate zodiile, indiferent de vârstă, indiferent de tot. Da? Șase de monede, cavalerul de băte. Aici ești entuziasmat, vrei să ajuți pe cineva cu niște bani sau poate chiar vrei să cumperi un cadou persoane iubite, dar pentru alți capricorni poate să fie și o zi în care vă găsiți o pasiune sau vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru. Ajutați o persoană aici cu niște bani, cu un sfat, cu ceva, Regina de băte, o legătură cu o zodie de foc, leu berbec săgetător, este o zi în care poți să intri în contact cu o persoană foarte energică, plină de viață, este o persoană pasională, bună la suflet, cineva care te poate ajuta, te poate ghida, te poate fi alături. Nebunul, unii puteți să cunoașteți o nouă persoană da, care să vă surprindă destul de mult. Văd aici că vei da dovadă de foarte mult curaj, iar unii capricorni o să rămâneți surprinși de o eliberare, de o nouă persoană, de un nou mod de a acționa. Ia uite, e o regină, e, e o împărăteasă aici și steaua, deci ceva nou, ceva nou sub soare pentru capricorn zic cu multă pasiune, mult entuziasm, poate mergeți la cumpărături spre seară, ziceți gata, a văzut rochia okay, aia, eu mă duc să mă cumpăr. Nu mă mai interesează, mă duc să-mi fac pofta. Zodia vărsător. Dragi vărsători, pentru voi prima parte a zilei de miercuri vă găsește foarte concentrați pe muncă. Acolo, nu știu, primiți bani sau Uh, unii poate aveți mai mult de lucru, alții vă simțiți apreciați pentru ceea ce faceți, uh, unii vărsători poate ar fi bine să acordați totuși o mai mare atenție părții de alimentație, da, adică să consumați suficiente lichide în mod special, că știu că nu faceți asta, nu toți, unii dintre voi. E ceva acolo intens, interesant, la muncă sau în general în viața ta, simți că plutești, îți faci gânduri. Ei și în a doua parte a zilei de miercuri, atenția vărsătorului e pe relații, pe clienți și aici pot apărea niște tensiuni, fie în relația cu clienții, fie în relația cu partenerul de viață. Pot fi niște mici mari tensiuni care apar legate de o colaborare. Aici na, vărsătorul cam trebuie să-și asume niște lucruri. Da? Pentru alții e un moment pasional. Vă apucă și pe voi dragostea. Ce să vă zic, depinde. Ce faceți? Ia, uite, avem un șase de spade, steaua, cartea ta și șase de spade. Tare mult îți dorește aici un drum, o schimbare. Ceva începe să se miște într-o direcție, ceva începe să arate mult mai bine, exact așa cum îți dorești tu. Cavalerul de băte multă pasiune, mult entuziasm. Aici a intri în contact cu o persoană energică, plină de viață, cineva care glumește, cineva care trăiește așa din plin viața. Ultima carte, șase de monede, deci niște bani pe care trebuie să-i dai cuiva sau poate mergi la cumpărături. Unii poate aveți niște discuții cu partenerul privind planul financiar, poate pentru alții e ceva legat de o așteptare mare, un drum lung, O să rămâneți surprinși de ceva de reacția unei persoane. Sau voi puteți să-i surprindeți pe ceilalți, nu? Vărsătorul e pus pe schimbări. E pus pe schimbări. Zodia pești dragi pești prima parte a zilei de miercuri e tare bună pentru voi pe dragoste, pe confort, pe relaxare, pe iubire, foarte mulți pești, nu știu. Trăiți în altă lume, pur și simplu, sau se întâmplă lucruri așa fantastice, interesante și nu vă vine să credeți ce se petrece acolo cu voi, dar e de bine. Ce mai place mie e că în prima parte a zilei de Miercuri, peștii au foarte multă creativitate. Trebuie să o folosiți, scrieți, da, vă apucați de treabă. Foarte multă susținere aveți și... Să faceți și voi niște meditații acolo, niște rugăciuni ce vreți voi ca asta atrageți persoana iubită, da? Chiar vă, nu știu, sunteți favorizați. Acum, în a doua parte a zilei de miercuri, peștii, dacă ați și au visat frumos, în prima parte, în a doua parte sunteți puși pe treabă. Că aveți treabă în casă, că trebuie să stați mai mult la muncă, că sunteți priși cu rudele, nu contează. Însă, tot în a doua parte a zilei de miercuri, eu v-aș recomanda mai multă odihnă vouă, dar aș recomanda și nu știu, să fiți așa deschiși pe ceea ce aflați. Da? E ca și cum tu știai că lucrurile sunt într-un fel și acum afli că sunt altfel. Na, da. teoria din minte nu e aceeași cu practica pentru unii pești și aici trebuie să fiți deschiși. Da? Poate mai aflați niște lucruri, poate apar niște mici mari tensiuni în relația cu rudele, în casă, în familie, poate e vorba de muncă pentru alții, dar ceva e ciudat acolo. Da, e o persoană încăpățânată, uite, 2 de monede, 6 de monede, e ceva legat de bani, da, primești bani, dai bani, poate are legătură și cu aprecierea pe care o primești, fie din partea celorlalți, fie din partea partenerului. Și e și diavolul aici, o legătură cu un capricorn, dar e o situație toxică, adică cineva e ca și cum tot amână. Sau unii pești mergeți și vă cumpărați ceva ce v-ați dorit voi de mult timp. Patru de monede. Aici cineva e încăpățânat, cineva nu vrea să dea drumul la ceva. E și o relație puțin toxică, dar pentru alți pești poate să fie și o zi cu multă pasiune. Da? Poate ai de ales tu între două persoane. Doi de spate, deci multă tăcere pentru pești. Probabil ceea ce aflați sau lucrurile care se petrec vă lasă așa puțin fără cuvinte și aici poate e important să mai ascultați și intuiția aia, lăsați puțin rațiunea că nu, nu vă ajută foarte mult. Parcă aveți de luat o hotărâre unii dintre voi, între minte și inimă. Parcă una zicea mintea și alta zicea inima. Unii sunteți dispuși să așteptați, dar alții posibil să ziceți: Bun, atunci stau liniștiți și mă gândesc serios. Iar unii pești posibil, da, să vă gândiți la niște hotărâri importante privind viața privată sau chiar privind munca. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de miercuri, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final, vă reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android, e absolut gratuită și te invit cu mare drag acolo oricând simți nevoia de o ghidare, te îmbrățișez cu drag, îți doresc să ai parte de o zi de miercuri cât mai frumoasă.